Deja mă sperie cu tremurile astea de la dumneavoastră. Mai ales că ieri am asistat la unul spiritual. Înainte de cutremurul fizic de pământ pe care l-am simțit cu toții, probabil, după ce ne-am rugat și după ce ne-am gândit la tinerii pe care vom sluji aseară, am văzut cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor într-un mod miraculos. 20-30 de tineri din cei 100 prezenți acolo și-au exprimat dorința să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și când vezi lucrul ăsta, nu poți să nu te cutremuri. Și cred că am asistat la o minune. Și cu gândul la această minune, aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta la subiectul acesta al minunilor. Așa cum putem să o facem și așa cum Dumnezeu ne poate șopti prin Duhul Sfânt din Scriptură. Înainte de asta, aș vrea să încep cu o ilustrație scurtă. Și anume, o familie hotărăște să-și cumpere o pisică. După lungi dezbateri, tatăl zice, da, cumpărăm o pisică. Cumpără pisica și după un timp se întâmplă nefericitul eveniment că pisica rămâne blocată în vârful copacului între două crengi. Totuși, se întâmplă să fie prea sus ca să o poți salva cu mâna și copacul era prea mic ca să te poți urca în el. Așa că tatăl, care era pastor, își strânge tot comitetul acasă și pe loc fac o adunare generală ca să hotărească planul de salvare al pisicii. Și se hotărăsc că aduc o mașină în curte, aruncă o frânghie ca un lasou în vârful copacului și încearcă să tragă vârful copacului spre ei, astfel încât cel mai înalt dintre ei să se întindă să salveze pisica. Aprobă planul cu unanimitate de voturi și începe acțiunea. Aduc mașina în curte, aruncă frânghia în vârful copacului, leagă frânghia de remorcherul mașinii, unul dintre cei prezenți acolo urcă în mașină, altul stă în spatele mașinii și spune, pornește, ambalează puțin motorul, mașina înaintează un metru, frânghia se întinde, după aceea se uită fiecare, continuă, mai accelerează puțin, mașina începe să înainteze, copacul începe să coboare către mâinile salvatoare, însă din neatenție șoferul apasă mai tare pe accelerație, frânghia se întinde prea tare și se rupe frânghia. În momentul acela, pisica, în loc să ajungă în brațele salvatoare, este catapultată exact în cealaltă direcție. Și aici se încheie povestea. Peste două săptămâni, pastorul, fostul proprietar al pisicii, merge într-o vizită undeva în cartier. Bate la ușă, îi se deschide ușa și spre uimirea lui, la picioarele gazdei, e pisica lui. Nu putea să spună nimic, să înceapă cu stângul întâlnirea asta, așa că spune, bună seara, frumoasă pisică aveți. O aveți de mult? La care doamna care deschide ușa zice, frate păstor, trebuie să vă așezați ca să vă spun cum am primit pisica. Omul nerăbdător să afle cum a ajuns pisica la doamna aceasta în proprietate, se pune jos și așteaptă. Zice, să fiți atenți. Acum două săptămâni, împreună cu soțul meu, nu mai știam cum să închidem gura copiilor noștri care își doreau o pisică. Tata, vrem o pisică. Mama, dă-ne o pisică. Vom fi cu minți. Promitem că luăm nu știu câți de 10 la școală. Dar dă-ne o pisică. Cumpără-ne o pisică. Vrem să avem un animal de casă. Frate păstor, nu o să vă vine să credeți. Ne-am dus în curte și crezând că scăpăm de gura lor, ne-am spus așa, copii dragi, îngenunchem aici în curte, ne rugăm și dacă Dumnezeu vrea să vă dea o pisică, vă va trimite pisica numai decât. Și frate păstor, nu o să vă vine să credeți, am îngenunchiat acolo, am început să ne rugăm și când am spus amin, am deschis ochii și pisica era lângă noi. Atunci când ne rugăm, coincidențele se întâmplă. Atunci când nu ne rugăm, coincidențele nu se întâmplă. Și astăzi lumea vede minunile altfel decât sunt ele prezente în Scriptură. S-ar putea să auzi cuvântul minune în momentul în care tu, slab jucător de fotbal, dai un gol în vinclu. Și îți va spune cineva din spatele tău, nu în fiecare zi duminică. Sau alergi după un tramvai sau după un autobuz și stă neobișnuit de mult în stație și apuci să urci în el și zici, ce minune că l-am prins. Sau ajungi la Kaufland seara la 9:30, 10:00 și găsești pâine proaspătă și zici, ce minune. Folosim cuvântul ăsta prea ușor de multe ori.
Cuvântul minune poate fi folosit în general în trei feluri. În primul rând, un eveniment neobișnuit, dar impresionant. De exemplu, nașterea unui copil. Este impresionant să asiști la ea, să vezi copilul, să-l iei și să-l ții în brațe, viață în mâinile tale. Nu e obișnuit să vezi așa ceva în fiecare zi, dar este foarte impresionant. O altă categorie similară cu prima este atunci când timpul și locul se potrivesc în așa fel încât ceva anume să se întâmple. De exemplu, alinierea stelelor deasupra unui loc anume ca niște căutători să găsească ceva anume. Și deja se putea să vă gândiți la nașterea Mântuitorului. Magii care au urmat steaua. Tot minune este și atunci când Dumnezeu se implică în natură contrar legilor naturii. Transformarea apei în vin, învierea lui Lazar, pescuirea minunată. Și la aceste trei minuni aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta pe scurt, însă nu ca să înțelegem cum funcționează sau cum se explică fiecare minune, ci cu o întrebare în minte. Și aș vrea să vă gândiți bine la întrebarea asta. Ce pot face eu și cu tine ca să se întâmple o minune? Ce putem face noi, oameni obișnuiți, oameni de rând, ca să asistăm la o minune în viața noastră? Cu întrebarea asta aș vrea să ne uităm la cele trei exemple. Și aș vrea să citim pe sărite câteva versete din fiecare. De exemplu, primul exemplu, în Ioan 2, de la versetul 1. Și v-aș provoca să țineți scripturile deschise. S-ar putea să fiți îndemnați să subliniați câte un cuvânt sau să luați câte o notiță. Sunt convins că veți merge acasă și vă veți aduce aminte de ce ați auzit astăzi. Și Dumnezeu va folosi ceea ce ați auzit astăzi ca să aducă transformare în viața dumneavoastră. A treia zi, Ioan 2, de la versetul 1, s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit sau când s-a terminat vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu de a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vasă încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului sau șefului de sală. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apă știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul acesta bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea, el și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Și până aici primul exemplu. Ce pot face eu și cu tine ca să asistăm la o minune? Haideți să disecăm puțin textul acesta ca să-l înțelegem mai bine. În primul rând, suntem în locul în care suntem, este Cana din Galileea, loc bine stabilit în text, la o nuntă la care asistă și mama Domnului Iisus, și Iisus, și ucenicii. Și prin felul în care mama se implică în organizarea nunții, am putea trage concluzia că este o relație destul de apropiată între familia Domnului Iisus și cuplul care se căsătorește. Nu știm mai multe detalii, însă mama Domnului Iisus știe detalii de la nuntă care n-ar trebui să iasă prea ușor. Este un motiv de rușine că ți s-a terminat unul dintre puținele ingrediente cu care poți face lumea fericită la o nuntă în secolul I. Mama este prezentă acolo și vedem imediat intriga. Se termină vinul. Și terminarea vinului ar fi identică cu terminarea tuturor băuturilor de la o masă din ziua noastră în afară de apă. Noi, evanghelici, avem puține opțiuni. Dar imaginați-vă că se termină Coca-Cola. Trebuie să beți numai apă până la sfârșitul nunții. Și o dezamăgire, nu-i așa? Plus că ei n-aveau sarmale, n-aveau friptura de porc, n-aveau multe ingrediente care puteau face fericiți. Aveau mâncare și vin și apă și termină vinul. Mai mult, în momentul în care se termină vinul, cei prezenți acolo trăiesc o dezamăgire pentru că atunci când ni s-a înmânat, în ghilimele, invitația să vină la nuntă, ei știau că pentru o zi, două, trei, cât va dura nunta, vor avea ce bea și ce mânca. Și se termină vinul. Și sunt 2 aspecte de luat în seamă, și anume că logodna se încheia într-o zi de miercuri
Și imediat după logodnă începea nunta, miercuri seara. Și trebuia să țină undeva între 3 și 7 zile de sărbătoare. Întreaga comunitate, tot satul, toată localitatea era invitată acolo. Și vinul terminat era un dezastru pentru această nouă familie. Fiindcă pe emblema lor, familiei lor, urma să fie pusă ștampila, nu ne-au oferit ce au promis că ne oferă la nuntă. Așa că mirii erau obligați oarecum să salveze această situație. Iisus se uită la mama lui și spune: nu mi-a venit încă ceasul și nu vom încerca să înțelegem acest lucru, cu toate că este foarte important. Însă mama imediat se uită la slujitori și le spune: orice vă va zice, voi să faceți. Fiindcă mama Domnului Iisus știa ce a crescut acasă. Și vedem în versetul 6 un element important, poate cel mai important, și anume niște vase de curățire puse după obiceiul lor de curățire. Și anume, dacă întoarceți în Marcu 7, primele 4 versete, înțelegem puțin din ce însemna acest obicei de curățire. În Marcu 7, de la versetul 1, farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudeii nu mâncau fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și această datină era în versetul 4. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Și scăldarea nu înseamnă să iei apă și să speli mâinile lângă vas ca să nu murdărești altă apă. Scăldarea înseamnă să te scufunzi în acest vas de curățire. Înseamnă că era suficient de mare ca un om adult să încapă acolo. 6 vase de felul acesta, despre care spune Iisus, umpleți vasele de curățire cu apă. Și se uită la slujitori. Așa că e foarte important să înțelegem că fiecare vas avea între 90 și 120 de litri și erau 6 de asemenea vase. Ei bine, hai să ne punem în pielea slujitorului care trebuie să umple aceste vase. Ce avem la îndemână? N-avem hidrofor, n-avem furtun, n-avem țevi, n-avem niciun fel de ajutor de genul acesta. Nici măcar găleți nu avem. Pentru că singurul vas cu care puteau ei căra apa era acel burduf de piele cu care îl aruncau în fântână, îl scoteau și trebuia apoi să-l ducă în vasul de curățire. Undeva între 6 și 8 litri în fiecare. Asta îmi dă mie la un calcul scurt 6 vase ori 15-20 de drumuri între vas și izvor sau între vas și fântână, undeva la 90-100 de drumuri între cele două locații. Și acum puneți-vă în pielea nuntașilor. Sunteți la masă, cele mai bune haine pe dumneavoastră, căldură mare, praf pe jos și un grup de tineri încep să alerge prin curte cu niște burdufuri de apă de colo-colo. Nu stai să te gândești ce e aici? La ce asist aici? N-au altceva mai bun de făcut? Dom'le, suntem la o nuntă, ce faci cu praful ăsta aici? Și încep să spui întrebări despre ce se întâmplă în jurul tău. Și acum câteva întrebări. Nu putea oare Domnul Iisus să zică: nu mai aveți vin? Mergeți și scoateți din vasul de curățire. Să sară peste etapa aceasta a căratului apei. Nu putea Iisus să creeze vinul acesta din nimic? Putea sau nu putea? Putea, nu? A creat o lume întreagă acest Dumnezeu. Nu poate să creeze câțiva litri de vin? Și atunci stau și mă întreb: cine este cel mai important personaj din această nuntă după Domnul Iisus? Sunt oare slujitorii? Iisus le oferă un rol important în această nuntă prin faptul că le spune: duceți apa de acolo acolo. Observați cum acest slujitor, poate cei mai neînsemnați de la această nuntă, devin personajul principal prin faptul că contribuie la această minune. Ce să fac să se întâmple o minune? Contribuie cu ceva. Eram în facultate în anul întâi și la Emanuel la Oradea, în primul an, nu trebuie să plătești taxa de școlarizare. Vii la școală și cel puțin mâncare și cazare ai un an gratuit. Însă după primul an, trebuie să aduci bani de acasă, să-ți plătești taxele. Și după primul an am fost un grup de colegi care ne-au spus: dragii noștri, noi nu mai putem să venim la școală. Am făcut 2-3 săptămâni, o lună, până când părinții le-au spus: ori vă angajați, ori veniți acasă, fiindcă nu vă putem plăti taxele. Și am pus și ne-am rugat, și am postit, și am rugat, și am postit: Doamne, fă o minune, fă cumva să se întâmple ceva cu taxele acestea. Nu cred că este normal să ne
rugăm să se șteargă cu buretele datoria. Însă câțiva dintre noi au zis, măi, cu toți avem gură, cu toți avem biserici în care slujim, hai să spunem bisericilor despre această problemă. Și am spus bisericilor, câteva biserici de pe la sate, de acolo, de unde slujeam în jurul orașului Oradea. Și după aceea, din fiecare biserică, câțiva membri au venit și au spus, uite, noi avem 100 de lei, noi avem 500 de lei, noi avem 1000 de lei, vrem să-i donăm școlii ca să se șteargă datoria lor. Au fost oameni care au înțeles nevoia unei minuni, însă au fost gata să contribuie cu ceva. Cu ce ești tu gata să contribui la minunea pentru care te rogi? Ce te rogi? Ce minune aștepți în viața ta? Câți dintre noi n-am încercat să citim Biblia în anul care a trecut și fiindcă n-am reușit, nu doar anul acesta, nici anul trecut, nici acum 2 ani, nici acum 3 ani, punem citirea Bibliei într-un an la categoria minuni. Ne-am pierdut speranța că mai putem să facem asta. Și poate încă avem credința și ne rugăm, Doamne, ajută-ne, fă minunea asta în viața noastră. Dacă ești tânăr, dăm voie să-ți sugerez un lucru care ai putea contribui. Seara când intri în camera ta să culci, prima ta contribuție ar trebui să fie să lași telefonul în afara camerei tale. Fiindcă asta îți va face timp să pui mâna pe carte, nu pe Facebook. Poți să contribui așa, este o contribuție. Dăm voie să sugerez că te poți trezi, te poți culca mai devreme cu jumătate de oră, ca să te trezești mai repede cu o oră, ca să ai timp să citești. Nu în grabă dimineața, nu știi ce să spui în ghiozdan. Și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră știți ce puteți face să asistați la minunea asta. Alte minuni sunt să vedem pe cei dragi ai noștri că se întorc la Hristos. Dați-mi voi să vă întreb cât de des le vorbiți despre Hristos. Multă lume ne culcăm cu o ureche pe ceea ce spune Francis d'Assisi. Vestește Evanghelia și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Dați-mi voie să vă spun că credința vine în urma auzirii. Deschide gura. Contribuie prin faptul că vorbești despre Domnul Iisus și despre credința ta. Ca să văd o minune, trebuie să contribui. Al doilea exemplu, Ioan 11, învierea lui Lazar. A șaptea minune, a șaptelea semn, puțin mai lung, însă voi încerca să citesc cât mai repede prin acest semn ca să vedem ce putem învăța de aici. Ține minte, la prima minune am învățat că trebuie să contribuim. Versetul 1, Ioan 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, versetul 3, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și aici subliniez încă o dată relația de apropiere între Iisus și cel care are nevoie de minune. În primul caz am avut-o pe mama Domnului Iisus care ne arată că este o relație apropiată cu cei de la nuntă. Aici îl vedem pe Iisus despre care se spune că îl iubea pe Lazar și Lazar este bolnav. Versetul 4, dar când Iisus a auzit că Lazar pe care îl iubește el este bolnav, a auzit vestea aceasta și a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Versetul 6, deci când a auzit că Lazar este bolnav, s-a ridicat numai decât și a alergat către casa lui. Corect? Nu. Dar ce face Domnul Iisus? A mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și aici tu, credincios în rugăciune, stai și te pui pe gânduri și zici, Doamne, dar dacă ne rugăm, dacă îți cerem ajutorul, de ce nu te grăbești să intervii? Cum adică a mai zăbovit 2 zile? Nu înțeleg lucrul ăsta, dar citi mai departe. Versetul 11. După aceste vorbi le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față, Lazar a murit. Ucenicii Domnului Iisus încă nutreau speranța aceea că vor ajunge la locul în care este Lazar și vor putea interveni ca să-l salveze pe Lazar, care este bolnav. Însă Iisus face minunea aceasta și mai de dorit, contextul și mai dificil, în așa fel încât zice, nu mai aveți speranță, Lazar e mort și mort de-a binelea. Dar versetul 15 ne face să ne cutremurăm noi. Și mă bucur că n-am fost acolo. Doamne, dar noi nu te înțelegem. Noi îți cerem ajutorul, tu amâni să intervii și după aceea zici că te bucuri? Mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Dar acum haidem să mergem la el, de parcă ar mai avea vreun rost. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era mort de 4 zile în mormânt.
Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când au auzit că Marta vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aici îi bate obrazul și zice: Doamne, noi ne rugăm, te slujim și tu nu vii la timp. Când a auzit Marta că vine Iisus, a ieșit în cale și mai departe. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus a zis: fratele tău va învia. Și fiți atenți la răspunsul ei. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Marta știe teologie, însă nu știe că urmează să asiste la o minune. Iisus a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Da, Doamne, a zis ea, știu că ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuie să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul în care îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. A doua oară aude Iisus lucrul ăsta. A doua oară se reproșează. Martori, oameni veniți acolo să le mângâie pe cele două surori, sunt toți prezenți acolo și așteaptă să vadă ce face Iisus. Contextul este suficient de dificil ca toți cei prezenți acolo să zică: să te vedem acum ce faci, Doamne. Maria, când a ajuns, i-a spus: dacă era aici, n-ar fi murit fratele meu. Versetul 33. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei: vino și vezi. Și Iisus plângea. Iisus nu intervine, însă nu este insensibil la faptul că tu suferi. Vrea să te învețe ceva, însă simte ce simți tu, plânge cu tine și știe că procesul acesta pedagogic prin care treci și te doare, te face să suferi. Și plânge pentru asta. Iisus plângea. Atunci, versetul 36, iudeii au zis: iată că te iubea de mult. Și unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. A treia bătaie la obraz. Cei prezenți spun: Doamne, dar nu puteai să faci ceva? Îl iubeai pe Lazar. De ce n-ai intervenit? Versetul 38. Iisus l-a înviorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis: Doamne, miroase greu că ce este mort de 4 zile. Și aici sunt cele mai importante elemente pentru întrebarea noastră. Ce pot face să asist la o minune? Iisus zice: dați piatra la o parte. Și aici trebuie să intrăm puțin în arheologie să vedem ce înseamnă mormântul acesta. Era o peșteră. Era o peșteră în care fie umblai și intrai în munte, fie trebuia să cobori în peșteră, fiind săpat în stâncă. Și asta înseamnă că la intrare era o piatră pusă ca și ușă, ca și blocare în intrare în peșteră. Și piatra aceasta nu era de 100 de kilograme, ci era de cel puțin o tonă. Dacă pusă pe perete, trebuia oarecum împinsă sau rostogolită de la intrare. Dacă era jos, peste gura, ca și un canal, trebuia fie ridicată puțin și apoi trasă mai departe, fie iarăși împinsă. Și Marta vine și spune: Doamne, miroase greu că ce este mort de 4 zile. Și aici trebuie să subliniem faptul că acest detaliu ne arată că minunea este pe bune. Fiindcă vor spune unii: ei bine, Lazar nu era mort, era în comă. Sau Lazar era leșinat. Însă faptul că miroase greu arată că corpul acesta era în descompunere. Era mirosul morții în peștera aceea. Și acum haideți să ne punem puțin în pielea celui care trebuie să împingă piatra de la intrarea în peșteră. La fel ca și slujitorii de la nuntă, avem și aici niște oameni care contribuie cu ceva și anume transpiră să împingă piatra. Putea oare Domnul Iisus să zică: Lazare, ieși afară! Și să vedem cum piatra se sfarmă și un fel de Chuck Norris ieșind triumfător din norul acela de praf. Puteam sau nu puteam? Sigur că puteam. Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos poate controla natura.
Și totuși, îi lasă pe oamenii ăștia să împingă piatra de la intrare în peșteră. De ce? Ce trebuiau acești oameni să experimenteze ca să creadă? Ca să creadă. Și acum, oamenii și-au suflecat mânecile, au început să împingă. Trag aer, împing. Trag aer, împing. Și în momentul în care se crapă intrarea în peșteră și oamenii își umplu plămânii cu aer, ce le intră în nări? Miroase greu. Îi mor de 4 zile. Ca să creadă în puterea învierii, oamenii aceștia trebuiau să miroasă duhoarea morții. Ca să creadă că Lazar a înviat, trebuiau să creadă că Lazar a murit. Și după ce oamenii aceștia împing piatra, Iisus strigă, Lazare, vino afară. Și Lazar vine afară umblând. Însă toți acei oameni care au simțit mirosul morții au fost ferm convinși că Lazar a fost mort ca să creadă în puterea Domnului Iisus care poate să învie din morți. Ce să fac să se întâmple minune? Contribuie și crezi. În textul din Ioan 11 avem cuvântul să crezi de 14 ori. Acesta este mesajul, să crezi. Ca să se întâmple o minune, trebuie să crezi că ea poate să se întâmple. Ce ești tu dispus să faci pentru ca minunea mult așteptată de tine să se întâmple? Ești gata să contribui? Ești gata să cari burduful ăla cu apă pe care nu-l înțelegi? Nu-ți dai seama pentru ce trebuie să umbli cu apa asta, în căldura asta, în praful ăsta, strici nunta la care ești invitat? Ești gata să împingi piatra de pe gura mormântului? Ești gata să experimentezi ce mai rău la o mormântare, mirosul acela, ca după aceea să vezi minunea învierii? Eram în liceu, în clasa 9 și a 10 am făcut-o la un liceu în Arad și după ce m-am pocăit și am început să înțeleg ce înseamnă Dumnezeu, m-am mutat la liceul creștin din oraș. Și era septembrie și a fost un an foarte secetos. Și peste tot pe la știri se spunea că dacă nu plouă, toate culturile de cereale din țară vor fi distruse, neavând apă care să întrețină viața și recolta. Și noi, elevi silitori, pocăiți, am zis, hai să facem pentru asta. Și în fiecare dimineață veneam la școală la 7:30 și până la 8:05 ne rugam pentru ploaie. Ne duceam acolo în sala de consiliu a școlii, ne puneam pe genunchi, ne rugam scurt, mergeam înapoi și mergeam la clasă. Într-un an din după mesele astea, după ore, am rămas să joc basket cu colegii mei. Și îl văd pe unul dintre colegi că vine, își lasă ghiozdanul jos, dacă îl aruncă jos lângă coșul de basket, din ghiozdan cade umbrela. Afară erau 30 ceva de grade. Senin, cer albastru. Zic, Teo, ce faci, care umbrela după tine? Și se uită la mine oarecum șocat de întrebarea mea. Ce, Vlad, ce întrebare asta? Zic, uite la cer, nu te uita la meteo azi dimineață, ce care umbrela după tine? La care Teo se uită la mine și zice, Vlad, nu cumva ne rugăm pentru ploaie? Teo credea că Dumnezeu răspunde rugăciunii și căra cu el umbrela în fiecare zi, în speranța că Dumnezeu va da ploaie. Toți ne întâlneam și ne rugam pentru ploaie, însă unul singur credea că Dumnezeu poate să dea ploaie și el ducea umbrela după el. Ce ești tu dispus să faci? Cu ce poți tu contribui? Cât de mare credința ta ca să se întâmple minunea? Și al treilea exemplu, cel din urmă, Ioan 21. În Ioan 21, ni se spune în felul următor, de la versetul 1. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geam, Natanael din Cana Galilei, fiul Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-a zis el. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mânaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage din mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mânaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm, decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine.
Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari și mâncare care erau atâția, nu s-a rupt. Veniți și prânziți, le-a zis Iisus. Și nici unul din ucenici nu putea să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta este a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Ultimul exemplu. Tot o minune. Simon Petru își dă seama că nu prea mai are ce face în ucenicia Domnului Iisus și zice, mă întorc la ce știu să fac cel mai bine, la pescuit. Fiindcă este un lider, îi strânge pe ceilalți 7 după el și se urcă toți în corabie și pleacă la pescuit. Și ironia Domnului Iisus este că îi lasă să meargă la pescuit, toată noaptea nu prind nimic, cu toate că era cel mai bun lucru pe care știa să-l facă Simon Petru, nu prinde nimic, și când vine pe țărm, îi și întreabă, parcă îi împunge, pune degetul pe rană și zice, ați prins ceva? Și ei trebuiau să verbalizeze că fără Dumnezeu nu pot face nimic, ei au fost chemați la altceva. Trebuiau să spună ei cu gura lor, să se audă pe ei cum spun, nu, n-am prins nimic. Cu alte cuvinte, să recunoască că fără Iisus nu știu să facă nimic. Nu pot să facă nimic. Aveți ceva de mâncare? Nu. El a zis, aruncați mreaja în partea cealaltă, aruncăm mreaja, ca niște... Adică ce avem de pierdut? Hai să scoatem mreaja, o aruncăm dincoace și așa e goală. Aruncăm mreaja și când trag de ea, simt că se ține. Și își dau seama că asistă la o minune. Când își dau seama cine a făcut minunea, uitându-se pe țărm, își dau seama, este Domnul. Simon Petru, care răspunde impulsurilor și emoțiilor, se îmbracă, era gol stând pe apă, în umezeala aceea, își pune hainele pe el, sare în apă, nu se putea prezenta în fața Domnului Iisus gol, și merge la Domnul Iisus. În momentul celălalt, imediat următor, vin ceilalți ucenici, trag barca la țărm, când ajung pe țărm, rupți de foame după noapte întreagă pe apă, fără nimic în stomac, se uită pe țărm și văd grătarul încins și peștele sfârind pe grătar. Și primul lor impuls este să alerge să mănânce. Doamne, dă-ne ceva de mâncare. Au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra, pâine, mujdei, mămăligă, de toate erau acolo. Și așteaptă să sară din barcă, să alerge repede la grătar și să se pune la masă să mănânce. Și Iisus zice, nu, nu, nu. Aduceți din peștii voștri. Și acum mă pun în pielea lui Petru, mai ales. Imaginați-vă cum vede grătarul, salivează, își aude stomacul chiorăind și merge, se pune în genunchi în apă rece și curăță peștele lui. Având în miros, în nas, mirosul ăla de mujdei. Și mintea lui spune, n-am putut eu să nu zic nimic, să mă pun la masă să mănânc. Pentru ce am mai vorbit? Trebuia să iau o gură, să prind un pic de putere. Dar cine m-a pus să mă întorc la pescuit? Nu la asta am fost chemat. Dar, Doamne, pentru ce îți bat joc de mine? Pentru ce mă umilești în halul ăsta? În timp ce curăță peștele, își analizează ultimele câteva zile. Și după ce e gata curățat, merge și îl pune pe grătar și îmi și imaginez cum Iisus zice, na, dacă l-ai pus pe grătar, ia din peștele meu. Știți de ce? Cred eu, ei au asistat la o minune. Însă trebuiau nu doar să contribuie, nu doar să creadă, ci trebuiau să împartă din minunea asta, să cedeze, ca să înțelegem, să ținem mai ușor cuvintele. Trebuiau să împartă și ei din ce au experimentat. Și acum, aplicația scurtă. Imaginați-vă că vă rugați pentru un loc de muncă. Imaginați-vă următorul scenariu. Tânăr, cel mai bun liceu, cea mai bună facultate și totuși nu găsește loc de muncă. Specific România. Și stă și se roagă, și postește, și crede, contribuie, și face CV-ul, merge, face voluntariat. Și în sfârșit, după un an de rugăciune, și el, și familia lui, și biserica lui se roagă pentru el, primește locul de muncă mult visat. Și după aia îl întreabă prietenii, ce ai făcut să te angajeze firma aia? Și răspunsul este, de cele mai multe ori, păi să vezi. A fost la liceul ăla, am făcut facultatea aia, am scris CV-ul, am făcut voluntariat, mama cunoaște pe cineva în firma aia și începe și dă toată rețeta despre cum să obține locul ăla de muncă, dar nimic despre rugăciune,
și post. După ce experimentăm, după ce experimentăm minunea, nu mai spunem că a fost minune, ci a fost meritul meu. Ce ar fi să spunem, domnule, am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar Dumnezeu a făcut o minune, că într-un context ca și Galațiul, am reușit să mă angajez acolo. Este intervenția lui Dumnezeu, pentru că cred lucrul ăsta. Fiindcă am făcut tot ce mi-a stat în putință, am contribuit. Dar acum vreau să spun despre faptul că Dumnezeu face minuni în viața mea. Și pentru asta îi dau glorie și slavă. Ce ar fi să răspundem așa când vedem o minune? Ce să fac să experimentez o minune? Contribuie, crede și cedează. Sau în parte din minunea pe care a experimentat-o. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Amin.